Bună seara! Bine v-am regăsit la cea de-a doua întâlnire MindEd, în care ne-am propus, la fel ca și în prima de altfel, să punem mintea la treabă. Se apropie examenele, dar nu trebuie să devenim foarte anxioși din cauza asta, sau mă rog, o să ne spună Angie dacă trebuie sau nu. M-am gândit însă că nu e totul despre învățat materia, despre parcurs și răsparcurs materia, că mai sunt câteva lucruri foarte importante pe care ar trebui să le știm despre cum ne gestionăm emoțiile, despre cum putem să trecem peste anumite momente de panică, ce ar trebui să facem în seara dinaintea examenului și ce ar trebui să nu facem. Și pentru părinții care sunt cu noi, pentru că am primit destul de mult feedback de la părinți data trecută, cum am putea să ne ajutăm copiii, ce să le spunem, ce să nu le spunem, practic niște tips and tricks pentru elevi, părinți și eventual și pentru profesori care pot să ducă mai departe tot ceea ce află în seara asta și să lucreze cu copiii domniilor lor la clasă. Invitata noastră din seara aceasta este Angie Ionescu, care e fondatoarea și este CEO The Mind. Este un personaj foarte interesant și un om care știe despre ce vorbește, de asta mi-am dorit să o avem alături de noi, pentru că de-a lungul timpului am învățat foarte multe de la ea și m-am gândit să nu țin doar pentru mine, să o împart puțin și cu voi ceilalți. Angie, ne mai spui tu două vorbe despre tine, ce crezi că ar fi important ca cei care te văd pentru prima oară să știe? Ok. Unu, prezentarea ta obligă mult. Aș fi preferat să o faci un pic mai moderat. Dar știu să primesc o laudă, mulțumesc. Practic, ce cred că e relevant e că de câte ori am ocazia să vorbesc cu oameni interesați, de a afla ce mindset pot avea care să-i ajute, cum se scape de anxietate, de fiecare dată, cum zic eu, dau un tur de pistă pe la colegii mei, care sunt 40 de medici, psihiatri și psihoterapeuți în diferite școli de terapie și încerc să culeg tot felul de metode și de tipsuri pentru a-i ajuta pe cei cu care stau de vorbă. Cum vorbeam Cătălina acum câteva minute, sunt foarte multe lucruri în spatele minții, sunt foarte multe mecanisme, totul e foarte complex. Da? Interesul nostru în seara asta e să găsim acele câteva tehnici sau lucruri care să fie simplu de aplicat și foarte eficiente. Eu asta mi-aș dori să vă pot oferi. Firește, ceea ce consider eu interesant e cu semnul întrebării, sau ușor și dificil, așa că o să vă rog să avem o dinamică cât mai adaptată. Nu are rost să discut la un nivel prea jos sau să mergem prea sus în tehnici care nu au relevanță pentru audiența noastră. Da? Absolut. Ok. Cu ce zici să începem? Ce ar fi interesant pentru voi, așa ca un prim pas, având în vedere că, da, mai sunt câteva zile și eu sunt în postura de mamă de copil în clasa 8-a, așa că discut pe viu la cald, din tranșee, despre povestea asta a emoțiilor, nu din cărți. Trecem și noi, e drept, prin provocarea asta, nu e ușor nici măcar pentru specialiști. Da? Adică emoțiile sunt emoții, miza unui examen n-are cum să ne tulbure sau să ne anxieteze, însă ideea e ce facem, la ce nivel lăsăm anxietatea să ne copleșească. Da? Asta e tot. Că ea există, corect, dacă ai o miză în ceva, e normal să existe. Da? Face parte, e un factor motivator într-o cantitate optimă. Așa este.
Înainte însă de a trece la întrebările propriu-zise, aș vrea să le prezint și pe cele trei eleve care sunt cu noi. Este vorba despre Alexia Gheorghe, despre Ioana Albu și despre Bianca Roșca Maier. Toate sunt proaspete absolvente, au terminat clasa a 12-a și se pregătesc de BAC. Peste câteva zile o să ne prefacem că mai sunt multe, dar nu mai sunt. De asemenea, aș vrea să vă spun că eu sunt Cătălina Popa, sunt profesoară de română, profesoară merito, iar întâlnirea din seara asta e pusă la cale de noi toți cei de aici, alături de proiectul Merito și de Casa Corpului Didactic din Galați. Ca să răspundem invitații lansate de Angie, fetelor, spuneți-ne voi, cu ce provocări vă confruntați zilele astea înainte de examen și eventual dacă vă mai aduceți aminte dintre a opta, dacă atunci ați avut anumite probleme specifice sau nu neapărat probleme, dar poate lucruri pe care nu ați știut foarte bine cum să le gestionați, spuneți-ne câte ceva despre ele. Alexia? Sigur. Curiozitatea mea rămâne, să spun așa, în jurul următoarei dileme. E bine să învățăm mult sau să învățăm, să recapitulăm, să lucrăm până în ultima zi. E bine să ne relaxăm puțin înainte. Cu cât timp înainte trebuie să repetăm citatele la română? Pentru că vorbim acum de bacul la română sau, nu știu, lucruri de genul ăsta. Adică cât de important era fix de dinainte de un examen și așa mai departe. Răspundem pe rând, Angie, adică în loc să le ascultăm pe fete toate deodată, eu zic să îi răspund fiecăruia, ce zici? Fără problemă. Ok. Deci, Alexia, e foarte, foarte clar faptul că în momentul în care îți pui problema, e bine să învăț sau nu, e... Foarte, depinde foarte mult de pe cine întrebi. O să ajungeți în curând studente și vei vedea că dacă întrebi un student dacă e normal să învețe în ultima zi, o să râdă și o să zică normal, păi în ultimele zile se învață. Ok? Ăsta e un punct de vedere. Alt punct de vedere este că dacă te extenuezi în ultima zi învățând, ai șanse foarte mari să nu reușești să mai dai ceea ce poți să dai la un examen. De ce? Pentru că examenele astea vin în contexte diferite. În primul rând, voi nu sunteți antrenați până să ajungeți în facultate pentru sprinturi de genul ăsta. Nici materia care vă e predată nu se poate acoperi într-un sprint. Da? E un maraton. Iar la capătul unui maraton ai nevoie de un mic sprint, dar nu ceva care să te istovească. De ce? Pentru că, din punctul meu de vedere, copleșit de emoții, riști și ai impresia că nu mai știi mare lucru, că le amesteci, să intri într-o panică și într-o vrie din aia care să-ți scadă complet încrederea în tine. Dacă ți-a scăzut încrederea în tine, vei avea tulburări de somn, vei merge cu teamă și cu ideea că vei rata și îți crești șansele de eșec. Din punctul meu de vedere, dacă ai ceva de punctat, e bine să o faci ca să ai un fir roșu, nu că gata, toată ziua doar mă plimb, nu știu, o să-ți inducă, dacă nu faci nimic și nu mai arunci un ochi, poate ți induce senzația de vinovăție, băi, îmi trebuia să pierd toată ziua. E bine să ai un fir roșu, să punctezi doar acolo unde nu ești sigur, să-ți faci un bilanț al ceea ce ai vrea să-ți pice, ceea ce nu, chiar dacă e prea târziu să mai acoperi tot, să-ți faci un pic de ordine. Asta o să-ți dea senzația de control. Și tu ai nevoie de senzația de control și de încredere în tine. Iar învățatul mult în ultima vreme nu face decât să blureze ceea ce știi și să-ți ridice anxietatea. N-aș zice să nu faci nimic, dar mai mult de 2-3 ore înaintea unui examen important, cum e evaluarea națională sau BAC-ul, nu cred că mai e relevant. În orele alea în plus, nu mai poți acumula materie de ani de zile.
Aici ne spune Cătălina, dar asta e părerea mea. Așa că e bine să faci ceva, să ții mintea un pic caldă, dar fără exagerat, ci doar lucruri generale, de impact, importante, sau acolo unde nu ți-amintești exact. Atât. Și ca o continuare, ați spus mai devreme, ați vorbit despre încrederea în noi și despre cum putem să facem să creștem, practic, încrederea în noi puțin de examen. Mai sunt și alte lucruri pe care am putea să le facem în acest sens, dacă să spunem o grămadă. E vorba de persoana care nu are parte de susținere din partea profesorilor sau a părinților sau... Da, acum, Alexia, încrederea în noi nu ține doar de susținerea din partea celorlalți. Depinde și de un factor genetic. Unii ne naștem mai încrezători, alții mai puțin încrezători în noi. E o chestie de genetică, cum se naște cineva înalt și cineva scund. Chiar atât de organic e. Și atunci, lipsa de încredere de multe ori e dată de un mod de funcționare a creierului. Mai intens pe o emisferă cerebrală, mai puțin intens pe alta. E drept că, știi cum e, dacă te-ai născut scund, e foarte greu să devii înalt. Dar mintea e ca un mușchi și se poate exersa. Asta e o veste bună. Chiar acolo unde nu stai foarte bine, există tehnici care te ajută. E drept că nu o să performezi, nu o să fii cel mai încrezător, dar te va aduce până la un nivel cât asta să nu, lipsa ta de încredere să nu mai reprezinte o problemă pentru tine. Să nu te țină în loc, da? Chiar dacă nu vei fi vreun maestru, că nu asta e ideea, probabil că ai alte aturi. Ce poți să faci este să-ți creezi un mindset, o perspectivă cât mai corectă. Și a fi corectă nu înseamnă să fie tot timpul optimistă. Pentru că a fi optimist în permanență înseamnă să te aștepți ca lucrurile să iasă bine. Și ele nu ies întotdeauna bine. Și vei fi dezamăgit și îți vei pierde din nou încrederea în tine. A fi optimist înseamnă să fii încrezător în faptul că indiferent ce se va întâmpla, o să fii suficient de puternic încât o să treci peste problema respectivă. Asta înseamnă să fii optimist, nu că o să iasă bine. Câteodată iese, câteodată nu. Știi cum e. Da? Deci asta e un mindset corect, să-ți repeți că indiferent ce se va întâmpla, chiar dacă inițial pare o variantă proastă sau un ghinion, nu știi cum se dovedește a fi un noroc. O cale închisă înseamnă alte variante. Până la urmă și la urmă nu știi dacă dacă ai fi reușit ceea ce ți-ai dorit inițial, dacă vei ajunge mai bine în viață. Câteodată nu. Norocul de a nimeri din prima poate fi un ghinion ulterior. Da? Așa că ia lucrurile pe rând, cum vin, cu convingerea că ai suficientă forță încât să treci și peste lucruri mai puțin plăcute. Vei avea parte și de unele și de altele. Nu, nimeni nu e ocolit. Da? Știi, în business se zice un antreprenor care nu a avut niciun faliment la activ, e un amator. Așa e și un elev care n-a avut niciun eșec. E un om care nu știe să piardă. Nu e pregătit pentru asta. Da? Adică trebuie în general, o mentalitate. Nu poți scăpa de anxietate. Anxietatea înseamnă că îți dorești mult ceva și îți pasă de ceva. E normal să existe, da? Nu e un lucru rău neapărat, dar trebuie să ai curaj și să știi, ok, mi-e teamă, e normal să-mi fie teamă, da? Nu o să mor, probabil că o să fiu dezamăgit dacă lucrurile nu ies bine, eu o să stau liniștit că lupt până în ultimul moment să fac maxim din tot ce pot să fac și stau în păcat. Iar dacă nu iese bine, o să trec și peste asta. În principiu, cam asta e mentalitatea pe care trebuie să o ai în general. Nu doar în fața unui examen. Pe de altă parte, apropo de teama asta de eșec și de lipsă de încredere, imaginați-vă, am o colegă care mi-a dat un exemplu, are o metaforă care mie mi s-a părut simpatică. Întotdeauna
Anxietatea se leagă de un, de o teamă, de o amintire neplăcută din trecut. Corect? Adică dacă ți-e teamă de un examen, automat, mintea merge pe o amintire când tu ai crezut că e notă mai mare, erai pregătit, nu știu ce, și n-ai ieșit cum ți-ai dorit. Și de câte ori ai o provocare de genul ăsta, gândul automat vine și îți spune în buclă, o să ratezi. Și data trecută ai crezut că faci bine și ai avut surprize plăcute așa. Și ai zice în felul următor, când ai gânduri automate de genul ăsta, e ca și cum tu ai merge pe o bicicletă, pe un drum denivelat de țară și un câine începe să alerge după tine și te latră. Da? Când ai fost mușcat de câine în trecut, o să te apuce teama, începi să te tot întorci să vezi dacă nu cumva te ajunge câinele din urmă și nu te prinde și tot întorcându-te și nefiind atent la drum, ai toate șansele să cazi și să fii mușcat. Ideal e să-ți iei azimutul în față, să nu întorci capul, să pedalezi cât mai repede în direcția dorită. Ai șanse maxime să scapi. Așa e și cu examenul. De câte ori ne gândim numai la eșec și tot verificăm, aoleu, cum să nu, să nu ratezi, să nu mi se întâmple, să nu omit ceva, ai șanse să nu fii cu atenția concentrată pe azimutul pe care ți-l iei. Undeva cam pe aici e. Trebuie să treci de obicei din emoții în acțiune când ți-e teamă. Stau și ruminez și mă gândesc la cum o să fie, încep să mă îmbolnăvesc de scenarită, ca mama omit, dar nu. Ce am de făcut? Nu știu. Fac 10 genoflexiuni, să-mi dau serotonină în minte, jumătate de oră îmi repet de aici până aici, da? Din sfert în sfert de oră mă duc și îmi dau cu apă rece pe față că este demonstrat că mi-ajută mintea să se limpezească și să aibă un șoc termic care mă... Da? Deci lucruri care te țin în partea fizică de acțiune. Faci switch-ul de pe emoții pe acțiune. Cam asta ar fi. Aș vrea să intervin puțin pentru că mi se pare foarte important ce ai zis legat de mindset și aici am putea să intrăm un pic în zona părinților care... sunt, mă rog, grosomodo de două feluri. Cei care spun, n-ai învățat suficient, nu o să reușești, nu o să ajungi niciodată la liceul la care ți-ai propus sau la facultatea la care ți-ai propus. Și cei care, cred eu că, și eu s-ar putea să mă număr printre ei, nu înțeleg foarte bine treaba asta cu mindset-ul pozitiv și care spun, da, o să fie totul foarte bine, nu-ți face griji, o să fie totul minunat. Și ceea ce ai spus acum... mi-a deschis mintea și mi-am dat seama că nu, este mult mai important să fii echilibrat și să-ți încurajezi copilul altfel. Ei, cum altfel, Ani? Păi, ce pot să zic acum? Să-ți încurajezi copilul sau să încurajezi, indiferent că e copil, adolescent, ce e, nu e foarte ușor, pentru că tot ce ține de copilăria adolescenței e un teren minat al emoțiilor. Emoțiile sunt foarte puternice. Da? Mult mai puternice decât la un adult. Un adult, vrând nevrând, e ca un boxer din ăla care a încasat foarte mulți pumni și nu mai cade din prima, e amețit un pic, dar rămâne în picioare. Ăsta e un adult, pentru că inevitabil ai porția ta de eșecuri, te întărești. Da? Prin viață nu scapă nimeni nelovit, indiferent că vorbim de școală, de eșec la locul de muncă, de lucruri care țin de viața personală, undeva avem parte de o porție bună de încercări. Câtă vreme în prima parte a vieții, fiecare lovitură ne prinde foarte vulnerabili. Nu avem coaja tare. Da? Și firește că indiferent ce vine și îți spune cineva din afară, nu-ți fă griji sau fă așa, vine pe un factor ta, bine, ușor de zis, greu de făcut, emoțiile oricum există foarte mari. Din punctul meu de vedere,
un lucru care cred eu că trebuie luat în calcul de fiecare dată este că, nu știu cum să vă spun, e mai ales la adolescenți, cred că poți să le dai metafora asta. Ideal, dacă vrei să fii într-o stare bună și să faci lucrurile la nivelul la care poți să le faci bine, trebuie cumva să te concentrezi. La ce mod? Încearcă să fii, și aici o să vă dau tipsuri pentru treaba asta. Efectiv, ce aveți de făcut? Să fii relaxat ca un călugăr budist și focalizat ca un laser. Înțelegi ce zic? Adică nu vă gândiți că relaxarea scade puterea de concentrare. Din contra, da? Când ți-ai oprit glasurile alea care îți spun ce poți, ce nu poți, ce o să se întâmple, se uită în trecut, se uită în viitor, uite-le, dacă poți să le oprești, să dai sonorul mic acolo și să te lași cu mintea aici și acum, cu siguranță, cu siguranță o să vedeți că relaxarea aia face mintea mult mai ascuțită. Memoria funcționează bine, creierul e mai creativ, dacă aveți dat la științe exacte, matematică, fizică vă va ajuta. De-abia când este liniște în cap și nu mai ai vocile alea care îți spun ce o să se întâmple, cum o să fie, că o să fie bine, că o să fie rău, că nu știu. Nu contează ce o să fie, nu contează ce a fost. Tot ce contează e momentul prezent. Iar asta nu poți să o faci într-un examen încercând prima oară. Asta trebuie un pic exersat. E un lucru care se învață. Da? Și nu o să vă iasă din prima, nu o să vă iasă 100% de fiecare dată, dar fiecare pas de a optimiza genul ăsta de liniște în minte, de focalizare și relaxare, o să vă ridice câte o treaptă. Da? Puteți încerca oricum. Apropo de cum puteți să faceți lucrul ăsta, când ești într-o stare crescută de anxietate, e greu, e foarte greu să zici, gata, hai, mă relaxez, fac exerciții. Și atunci, uite, eu mi-am notat, am vorbit cu câțiva colegi ai mei și mi-am notat niște tehnici sau instrumente, sau le puteți spune oricum, care se folosesc în diferite școli de terapie. Atenție, am luat din diverse școli de terapie, m-am gândit că unii le pot aplica pe unele, alții pot să fie înclinați spre alte tehnici. Deci, indiferent că este, puteți să încercați în timpul zilei când simțiți că vă îngrijorați și vă scade motivația. Puteți să le folosiți seara ca metode de relaxare, înainte de culcare. Înainte de examen, când vrei să mănânci ceva și ești cu stomacul strâns și nu reușești să te relaxezi. Sau în timpul examenului, dacă simți că ți se golește mintea, că nu te aduni, că nu ți-amintești, că nu știu dacă ați pățit-o, dar mă rog, eu am pățit-o cândva. Bun, acum, un truc, mă rog, nu știu dacă îl știți, ideea e că în funcție de poziția corpului, se produc în corp neurotransmițători, în principal cortizol și testosteron. Nu vreau să vă complic, vă dau doar așa sumar. Cortizolul este un hormon care se produce când noi suntem stresați, când ne teamă și suntem stresați, se produce cortizol. Cortizolul ne activează corpul foarte bine să luptăm sau să fugim, dar ne cam stinge lumina în cap. Adică mintea nu funcționează deloc bine când am cortizolul la un nivel ridicat. Pur și simplu îți paralizează, nu mai scoți decât 20-30% din cât ai putea să dai. Pe de altă parte, testosteronul e un hormon al încrederii. Da? Și în urma cercetătorilor, acum câțiva ani, s-a demonstrat că există un artificiu
poți folosi poziția corpului ca să îți produci un neurotransmițător sau altul. Și anume, faceți probă, încercați și veți vedea că dacă stați cu aplecați, cu umerii lăsați, cu bărbia lăsată în jos, într-o poziție așa, vă veți simți cumva confortabil, dar ca o victimă, ca un neajutorat. Undeva te ia așa o duioșie, o compasiune pentru tine, dar tu nu ai nevoie să-ți plângi de milă atunci. Tu ai nevoie să capeți încredere și să ai un boost de pot să fac, nu știu ce. Și atunci care este? Ridici bărbia, deschizi pieptul, lași umerii în jos, ca și cum ai avea un rucsac foarte greu în spate, da? Și în general nu strică să pui brațele în poziții care ocupă cât mai mult spațiu, da? Sunt bărbați care stau așa, dacă i-ați observat, asta e un semn de putere, de siguranță, dar și ajută, da? Sunt oameni care se plimbă cu mâinile în șolduri, da? Sau care stau foarte întinși pe locul respectiv. Asta îți dă ție nu doar senzația de putere, dar te și liniștește. Corpul începe, are o memorie. Corpul are o memorie care aici, când stau așa, mă simt așa. Și tu îl păcălești, faci invers. Stai așa ca să-ți produci o anumită senzație, da? Ăsta e un lucru care poate fi folosit. Noi avem în clinică un coleg care ține multe webinarii, training-uri și care, înainte de a intra în direct, începe să se plimbe, ia tot felul de poziții de genul ăsta ca să-și creeze. Și eu, văzându-l, am întrebat, ce-i cu asta? El mi-a explicat care e povestea și chiar funcționează. Bun. Dacă aveți cumva un moment în care simțiți că sunteți copleșite de teamă. Teama se simte foarte mult la nivelul capului, gât și piept. Da? Avem clienți care vin cu atacuri de panică, au impresia că au făcut infarct, adică efectiv e senzația de apăsare, de durere în piept. Bine, asta e ceva extrem, dar oricum undeva disconfortul în zona asta se simte. Și atunci există o tehnică. Cobori atenția de aici, din zona superioară unde se simte stresul, jos. Începi să fii foarte atent ce simți la tălpi, să miști un pic tălpile pe sol, să simți contactul. Pe urmă, puteți să râdeți, dar încercați, mișcați degetele de la picioare fiind foarte, foarte atente la ce simțiți de fiecare dată. Pe urmă să fiți atente dacă mișcați ce simțiți în gambe, la genunchi, oricum în partea de jos a corpului. Veți vedea că parcă scade nivelul de anxietate, se liniștește mintea. Da? Asta e o tehnică foarte folosită, e vorba de niște somatizări care se întâmplă acolo. Și e foarte ușor oriunde, nu, și pe un scaun, și în public poți o faci, nu se observă. Altă tehnică de relaxare este să vă focalizați doar pe ce simțiți. Adică doar ce aveți cu ajutorul simțurilor. Și prese câteva secunde. Primul, văzul. Observați foarte, foarte atent ce e în jur. Inclusiv, chiar dacă sunteți într-o cameră în care stați de obicei, veți vedea că dacă priviți cu multă atenție, o să observați niște detalii și focalizați-vă. O mică crăpătură în perete, un cui bătut ieșit în afară, orice, și focalizați-vă atenția. Nu trebuie să vă gândiți la nimic. Pur și simplu vă focalizați atenția vizual pe ceva, un detaliu. După care, ascultați întâi sunetele apropiate, pe urmă concentrați-vă câteva secunde la sunete îndepărtate. Nu știu, poate fi o mașină, poate fi un vecin care ascultă muzică tare și jucați-vă un pic cu auzul, departe, aproape. Din nou, coborâți și încercați tactil. Îi știți cu... În toate filmele vedeți că se stă la yoga așa, știți de ce? Pentru că în momentul în care, bine, poți să faci asta,
poți să atingi un material sau marginea mesei, să o apeși. Ideea e să ai ceva tactil. Ceva tactil la modul că exact în punctul ăla de contact ți se duce toată atenția. Eu vă garantez că dacă faceți exercițiul ăsta, în 2-3 minute, nivelul de anxietate scade uimitor de mult. Deci astea sunt tehnici care pot să aibă efectul unei medicații. Doar că medicația nu acționează atât de rapid. E drept că prima oară iese un pic mai greu, a doua oară, a treia oară, dar puteți exersa și de 2-3 ori pe zi. Chiar acum înainte, cu câteva zile, încercați câte ceva din tehnicile astea. Da? Alt lucru care ajută este dacă te simți demotivat, descurajat, chiar anxios, să faceți efort fizic intens. Dacă vă e greu să faceți abdomene, abdomene faceți. Dacă faceți abdomene 5 minute și cădeți late și așa, se umple corpul de serotonină. Și serotonina e un hormon al relaxării și al plăcerii. Și veți vedea că efortul intens produce un boost de senzație de bine. Da? Indiferent că sunt genoflexiuni, abdomen, flotări, tot ce e mai greu și mai aia să faceți intens. 2-3 minute, 4, cât rezistați. Și pe urmă, corpul efectiv se relaxează fizic. Da? Vis-a-vis de respirație, și cu asta închei, când inspiri, se activează sistemul nervos simpatic, care ține de luptă, fugi, care ține de luptă, fugi și alte lucruri care țin de supraviețuire. Da? Și când țin de supraviețuire, înseamnă că ne activează foarte mult pe motric și foarte puțin pe minte. Așa că not good, nu e bine. Când expirăm, se activează sistemul parasimpatic, care ține de relaxare, creștere, metabolism, da? Practic, ce avem nevoie? Avem nevoie să ne relaxăm. Aia înseamnă că inspirăm de 3 ori, expirăm în 4 timp. Adică nu de 3 ori, în 3 timp, expirăm cu un timp în plus. Începeți. Inspir 3, expir 4. Inspir 4, expir 5. Fără să o faceți prea adânc, că vă hiperventilați. Și nu e, da? Liniștit, doar prelung, da? Să nu respirați scurt, sacadat, asta agită, da? De exemplu, dimineața, dacă vrei să te activești, te simți leșinat, ai avut o noapte grea, e bine să inspirați de 3 ori, să expirați de 2 ori și imediat vă activați. Dacă vrei să te relaxezi, faci invers, da? Cu liniște, cu calm, tot la fel poți să o faci chiar în timpul unui examen. Când te-ai simțit copleșit, în timpul examenului, inspiri de 3 ori, expiri de 4 ori. Și vă mai spun un truc aici, care cel puțin la mine funcționează. În momentul în care expiri, ai impresia, adică imaginează-ți că frica, teama, e un abur roșu, un fum roșu și că îl sufli în afară, da? Și efectiv o să ai senzația că ți iese teama, e o senzație aproape fizică și creierul începe să se liniștească, da? Sunt niște lucruri pe care le puteți folosi oricum. Când le puteți exersa. Cam asta. Ce ar mai fi? Păi, ar fi în primul rând de reamintit de ce suntem aici pentru cei care au intrat mai târziu. Suntem la a doua întâlnire Minded.
Suntem cu Angie Ionescu și cu Alexia, Ioana și Bianca. Iar Cosmin ne ajută și preia mesajele de la cei care ne urmăresc pe Facebook. Deja am primit o întrebare mai mult pentru fete. Iar ce, înainte de a trece la întrebarea respectivă, aș vrea să știu și de la Ioana și de la Bianca, hai să începem cu Ioana, unde simțiți voi că ați mai avea nevoie de ajutor? Unde simți tu, Ioana? Unde întâmpini probleme? Și cum crezi că ar putea să te ajute Angie? Acum, în clasa 12, nu știu ce probleme majore am. Oricum, stresul încă până vă-l ploc și nu pot să pun punctul pe ei în situația mea. Dar mi-amintesc în clasa 8 când nu am știut să fac, să echilibrez învățatul cu viața mea personală. Care nu era excepțional la 14 ani, dar așa. Și petrecusem un an întreg în casă, făcând variante. Fapt care nu m-a ajutat excepțional de mult, dar văd de vedere că am ajuns în aceeași clasă cu oameni care s-au simțit bine și s-au distrat și pe parcursul clasei a 8-a când eu făceam variante. Și asta era, cred că ar fi foarte important ca mai mulți copii, să zic, mai mulți adolescenți, să știe cum să-și gestioneze timpul și cum să-și echilibreze învățatul cu viața lor de zi cu zi, ca să nu ajungă la un burnout total. În completarea ceea ce a spus Ioana, e un fenomen pe care eu l-am observat la elevii cu care lucrez, am elevi care au terminat deja două, trei culegeri de variante și nu observă nicio evoluție. Pentru că nici mie nu mi se pare că asta este cea mai bună soluție. Echilibrul e întotdeauna răspunsul, din punctul meu de vedere. Cred că atunci, apropo, spuneai mai devreme de intrat într-o buclă, atunci când încep să rezolvi mecanic variante, că sunt de română, de mate, de ce sunt ele, nu știu dacă îți mai atingi obiectivul. Nu? Angie, tu ce zici? Da, nu. Acum, pentru mine e destul de dificil, pentru că eu am o gândire destul de, nu știu, hai să-i spunem, un pic atipică vis-a-vis de învățat. Eu nu am învățat conform canoanelor de astăzi. Nici nu am fost genul de elev care e visul unui profesor din ziua de azi. Probabil că nu am fost visul niciunui profesor nici când am făcut eu școala, dar asta e altă discuție. Însă eu eram mai mult, recunosc că am avut un spirit așa mai, deși sunt anxioasă, aveam și mare încredere în mine, că una nu o exclude pe cealaltă, vă spun, eram anxioasă pentru că eram destul de orgolioasă, îmi plăcea să am o poziționare bună și la vârsta asta, Și ulterior, o poziționare bună înseamnă să fii inteligent, să fii competent, adică dacă ai un pic de orgoliu, ar trebui să-ți pese un pic de nivel, dar nu eram foarte, foarte conștiincioasă la toate. Adică recunosc că învățam cam pe sărite la anumite materii. Trebuie să recunosc lucrul ăsta. Și ulterior, asta m-a costat pentru că a trebuit să recuperez, să-mi creez o cultură generală ca adult. Recunosc că mi-a plăcut mai mult să învăț nepresată de cineva, că am avut liberul arbitru, dar vă zic că cumva am regretat că nu am avut părinți mai aspri sau profesori mai implicați să mă forțeze să învăț, pentru că vă zic că orice lucru luat ușor, undeva are o consecință. Adică trebuie să fiți convinși că da, ok, unele lucruri le învăț, cu altele am scăpat, nu s-a prins proful, că nu știu, dar orice lucru pe care îl știi sau nu îl știi, poate să aibă impact ulterior în viața ta. Da? E drept că nu trebuie căutată perfecțiunea, nu trebuie să știi tot, nu trebuie să fii tot timpul primul în clasă, trebuie să fii ok. Trebuie să fii ok cu tine, cu ce știi și încă ceva. Nu suntem născuți la fel de inteligenți,
nu avem aceeași putere de muncă, nu avem aceeași susținere, pornire. Nu e ok să ne comparăm doar cu cei mai buni și să ne simțim inferiori, dar nici să ne batem joc de resursele pe care le avem nefolosindu-le. Din punctul meu de vedere, fiecare are datoria față de el, nu față de alții, să ajungă maxim cât poate ajunge. Este păcat să nu o facă, păcat pentru el, nu că dezamăgește pe alții. Aia e partea a doua. Fiecare dezamăgește la un moment dat pe cineva, să fim clari. Da? Nu o să le bifați pe toate. Important e să nu te dezamăgești des și definitiv pe tine. Câteodată e bine să o faci, că te mai motivezi un pic, e un picior în fund, știți cum e. Dar să nu te înveți cu lucrul ăsta, așa încât să nu ai pretenții de la tine. Adică e bine să rămâi ambițios, să rămâi un pic orgolios, să rămâi curios. Dar, cum v-am zis, nu trebuie să cauți. Și încă ceva, mie, de ce zic că nu sunt exact pe principiul școlii de acum? Pentru că mie mi se pare că foarte mult școala vânează greșelile. Unde ai greșit? Unde e eroarea? Unde... Rare ori apucă să-ți arate lucrurile pe care le-ai făcut bine. Rare ori. Și asta mi se pare că nu ajută foarte mult tinerii să aibă încredere în ei. Dacă îi observați pe cei din străinătate, o să vedeți că sunt foarte proactivi în a spune opinia, bună, proastă, cu mine nu contează, e opinia lui. Doi, proactiv să facă lucruri. De ce? Pentru că dacă nu mi-e teamă de eșec, fac, greșesc, normal că greșesc, că sunt în perioadă de învățare, dar sunt încurajat să facă lucruri. Deci eu aici cred că dacă suntem prea perfecționiști, aici pierdem. Aici ajungem să pierdem. Faptul că decât să greșesc, mai bine nu fac. Ia să fac eu o jumate din ce aș putea până la urmă, că pe acolo se ajunge. Acum, vis-a-vis de ce spunea Ioana cu viața socială cu așa, să știi că sub o formă sau alta, viața socială în perioada asta, copilăria, adolescență, e una dificilă în general. Există copii foarte populari, există copii care se scaldă și alții care chiar nu reușesc să cupleze cu mulți. Vestea bună și proastă totodată e că ierarhia asta nu rămâne constantă de-a lungul vieții. Eu am cunoscut și am avut în școală oameni care erau cei mai grozav populari, nu s-a menținut aceeași ierarhie. Și o glumă care mie mi se pare funny, nu știu, e apropo de copiii ăștia care învață mult și nu sunt foarte cool, foarte popular, nu sunt cei mai admirați neapărat, e gluma aia, cum îi vor spune colegii de clasă tocilarului de azi, șeful. Da? Pentru că sub o formă sau alta, toată tociala asta care, da, ok, te ține departe de distracții, de niște relații sociale foarte dorite la momentul respectiv, nu sunt chiar atât de importante în viață pe cât s-ar crede la momentul X. Da? Inclusiv atractivitatea unui om față de ceilalți e una la o vârstă și se schimbă într-un ritm amețitor după 18, 19, 20 ceva de ani. Unii chiar înfloresc la 30 ceva de ani, încep să devină foarte atractiv. Depinde ce reprezinți atunci, unde ai ajuns, cum te... Sunt foarte mulți factori. Ăsta e doar începutul, sunt doar primii pași. Și dacă ai făcut ceva care te-a nemulțumit la tine, mi se pare un lucru foarte bun, sau l-ai făcut l-ai făcut presată, nu contează. Mi se pare un lucru foarte bun că știi exact ce nu vrei să repeți. Știi exact ce nu vrei să repeți. Ție ți este foarte clar că drumul ăsta e închis pentru tine. Tu vrei de acum încolo să faci lucrurile altfel. Și eu cred că nu strică să avem lecții din astea
nu ne-a plăcut perioada aia, nu mi-a plăcut ce mi s-a întâmplat. Așa ne creăm harta propriei persoane, ceea ce vreau și ceea ce nu vreau. Da? Și dacă nu se întâmplă și lucruri de genul ăsta, ce vreau? Habar n-am. Da? Adică nu există evoluție. Orice pățanie negativă, undeva, oricât ar fi de dureroasă, poate să fie chiar traumatizantă, da? Dacă e așa, dacă ești smart enough și îți merge mintea, ceva, ceva extragi din ea. Nu poți transforma complet într-un lucru bun. Sunt lucruri care ne dor după ani de zile. Dar dacă ești destul de deștept, ceva bun, tot îți extragi de acolo. Nu rămâi doar cu partea, cu partea proastă. Întotdeauna gândiți-vă, dacă stai să te gândești în urmă lucrurile care te-au format, vei vedea că de obicei te formează foarte mult lucrurile neplăcute. Rare ori succesul sau distracția ne ajută să ne dezvoltăm, din păcate. Da? De obicei te face mai puternic, mai vigilent, mai ambițios, ceva care te-a deranjat. Așa că undeva și disconfortul ăsta vine cu un premiu. Poate fi. Iar referitor la faptul că există presiune externă, firește, profesori, părinți și așa mai departe, apropo de metafore, ca să fie totul simplu, de fapt aici e teoria freudiană, dar nu vreau să o complic, așa că o să o fac cumva foarte simplu. Imaginația, știți că toată psihanaliza vorbește de inconștient, eu și supraeu. Teoria e destul de complicată, eu o să o simplific mult și o să vă dau. Așa cum am citit-o eu într-o carte care îmi place foarte mult, scrisă de Jonathan Haidt, și el zice în felul următor. Deci, ca să te dezvolți ca om, imaginează-ți că tu ești un vizitiu, da? Ții un cal nărăvaș în față la inconștientul. Întotdeauna să fiți convinse că mintea omului se duce întotdeauna către plăcere. Natura noastră e să căutăm plăcerea, nu disconfortul. Deci nimeni nu face efort că simte el o chemare în organism. Nu, noi facem efort, luptăm pentru lucruri, pentru că ne nemulțumește ceva, unde avem o carență, avem o dorință, luptăm pentru ea, de aia face efort. Efortul nu e ceva plăcut. Ăla care merge la sală de curg apele pe el, ăla vrea să fie frumos, să-l placă fetele, nu, lui nu-i place să tragă de fiare, să-l doară mușchii, corect? Așa e și cu învățatul, pentru că vreau să reprezint ceva, pentru că vreau să fiu inteligent, pentru că vreau să am o poziție socială, să fiu admirat, să, da? Vrem ceva, facem efort pentru că vrem ceva. E, imaginați-vă că acest inconștient al nostru, din păcate, el trage către plăcere. Tu ești un vizitiu și ai un cal nărăvaș. Gândiți-vă că și în adolescență ai chef să faci o grămadă de lucruri, da? Ai un cal nărăvaș care se duce în toate direcțiile și pe care cu greu îl poți înfrâna. În spate îl ai pe taicătu care a fost vizitiu 30 de ani și te bate la cap. Nu îl strunești bine, trebuia să-l tragi la dreapta, ești prea moale pentru el. Ăla e supraeu, ăla sunt părinții și profesorii. Da? Vizitiu ești tu. Deci tu trebuie să fii o îmbinare între cel care își ține poftele și dorințele în frâu și îi are în spate și pe ceilalți. Idealul de dezvoltare este să capeți o autonomie cât mai mare față de vizitiu, adică să fiți cât mai puțin dependenți de părerile celor din jur, dar cât mai ferm în a-și ține dorințele în frâu. Adică, ok, vreau să scap de pisălogeala părinților și a profesorilor, dar asta o să o pot face în momentul în care eu sunt suficient de puternic și de sigur pe mine că îmi țin dorințele care m-ar duce pe căi greșite în frâu. Adică în momentul în care vrei să fii autonom și lăsat în pace, trebuie să știi, ok, atunci trebuie să mă comport matur și să fiu suficient de puternic încât să merg pe calea bună. Și probabil că atunci o să desprindă și părinții cu grija lor. Cu cât pari
Eu vă dau un tip acum, dacă vreți să scăpați de părinți psihologi, arătați-vă cât mai responsabil. Dacă mări, nu-ți convine, nu știu ce, dar te porți ca un copil care nu e responsabil, nu o să scăpați de psihologială. Deci asta, cam pe aici ar fi... Ce, Cătălina, nu e bine, nu? Ba, nu, e bine. Mă gândeam că e, bă, e greu să găsești un echilibru, știi? Mă gândesc, în general, eu am tendința să gândesc ca un elev, deși nu mai sunt în situația asta de foarte mult timp. Și în mine, profesorul și cu părintele și cu elevul sunt... duc așa o luptă pe care eu tot încerc să o echilibrez. Și cred că răspunsul tău nu-i convine neapărat Ioanei, care cred că se gândea așa că tu o să spui, băi, e important să ieșiți în perioada asta, să vă distrați. Nu, atenție, eu nu zic că nu e important, însă eu vă garantez că unii oameni, niște introverți, au puțină nevoie de ieșit. Extroverții au multă nevoie de ieșit. Deci ieșitul ăsta e cu duș și întorți, e la latitudinea fiecăruia. Pe de altă parte pot să-ți spun că avem tendința să idealizăm lucrurile pe care nu le-am avut. Câteodată crezi că, de exemplu, hai să îți dau un exemplu oarecare. Dacă nu ești invitat la o petrecere, încep să fantasmez că acolo, mamă, ce m-aș fi distrat, cum ar fi fost dacă m-aș fi dus și eu. Îți imaginez că ar fi fost mult mai minunat decât ar fi fost, de fapt. Pe de altă parte, într-adevăr, e sănătos să ai o viață socială și în copilărie și în adolescență și ca adult, însă ce pot să zic este că n-au intrat zilele în sac. Voi de bea sunteți la început și dacă ți-a rămas ție temerea asta că aici ai pierdut, probabil că vei fi mult mai inclinată să-ți acoperi partea asta pe viitor. Am convingerea că la cât ești de simpatică, asta o să fie cel mai simplu lucru de făcut. Mai greu e cu efortul cu viața socială, sunteți tinere, sunteți frumoase, carismatice, asta vine de la sine. Ce voiam eu să mai întreb legat de sfatul cu să fără niște copii responsabili, nu știu ce, ca să ne lasă părinții în pace. Din perspectiva noastră, noi suntem niște oameni responsabili. Nu o să facem niciodată ceva care nu ar fi în favoarea noastră. Problema e că nu părem niște copii responsabili din perspectiva părinților noștri, care au altă definiție pentru responsabil. Adică... Uh-huh. Poți să-mi dai un exemplu? Ești întors. Un exemplu? Da. Da. O să dau un exemplu din ce am trăit eu. Părinții mei cred că eu nu învăț niciodată. Doar pentru că nu mă văd când fac asta. Dacă plec de acasă, nu știu, de la 12 și mă văd cu prietenii mei și până la 5 facem variante la toate materiile de bacalaureat și când mă întorc acasă, stau puțin, fac un duș și ies să mă văd cu prietenii mei, dar nu cu scopul de a mai învăța și de a nu știu ce, mi se pare că stau toată ziua afară și că nu fac nimic. Și nu-i neapărat nu e deloc adevărat. Dar în ce măsură? Acum știi cum e că e greu câteodată, adică de cele mai multe ori e greu să ne rezolvăm și anxietatea noastră, dar mai a altora. Adică să rezolve anxietatea altora e mult mai greu, însă sub o formă sau alta asta e jobul unui părinte. Să fie teamă. Un părinte care e mai anxios va fi mai anxios, altul care e mai relaxat va fi mai relaxat. Dar aia e treaba părintelui, e viața lui. Adică undeva, da, ai o presiune ca și copil, pentru că nu vrei nici să-i chinui, nici să-i dezamăgești, dar fiecare este responsabil pentru modul în care își trăiește experiențele. Adică a fi părinte, da, face parte din... partea asta, da, trebuie să am încredere să-i cedau frâiele ușor, ușor copilului, ceea ce nu e simplu. Dar nici nu trebuie, nu există un echilibru perfect. Există un echilibru la momentul X, după care din nou e o stare de dezechilibru, din nou echilibrăm. Adică le luăm ușor, ușor, pas cu pas.
E un proces. E un proces. Da, da. Cumva mi se pare că atitudinea asta și schimbătoarea părinților, dar și faptul că ei sunt așa cum sunt și poate noi suntem așa cum suntem, se răsfrânge asupra noastră de multe ori într-un mod negativ. Adică nu e neapărat, nu mi se pare neapărat o scuză că ok, așa sunt ei și că așa se poartă și cu noi. Pentru că cumva modalitatea lor de a relaționa cu noi poate să ne pună piedici în învățat, în concentrare, în foarte multe lucruri. Nu, asta vis-a-vis de impactul părinților asupra copiilor e o lemă în psihoterapie. Adică e foarte clar că e imposibil să fii perfect ca părinte. Foarte clar că părinții o dau un strachin, indiferent că unul e prea degajat și nu supraveghează sau nu se ocupă de copil, altul e prea anxios. Fiecare vine la pachet cu niște modele nu întotdeauna funcționale, cu cele mai bune intenții, firește, dar părinții dau un străchin. Însă, știți, aici ce vreau să vă zic, adică eu probabil că tratez ideea asta așa, a, da, normal, pentru că asta e o lemă în tot ce înseamnă psihoterapie, psihiatrie, tot părinții îți pun niște piedici, strică ceva. Inevitabil strică ceva. Nu există părinte să nu strice ceva. E inevitabil. Nu, unii mai mult, unii mai puțin, aia e, dar toți o fac. Pe de altă parte, Melanie Klein spunea că, mare psihanalistă, spunea că ideal e să ai o mamă suficient, să lega de mamă, că aia era ideea freudiană, ideal e să ai o mamă nu perfectă, ci suficient de bună. De ce? Dacă e o mamă perfectă, copilul nu se mai dezvoltă, pentru că nu are nicio frustrare. Da? Dacă este suficient de bună, înseamnă că își iubește copilul, se ocupă de el, dar face greșeli. E, greșelile alea făcute de mamă îi creează frustrare copilului și el trebuie să fie proactiv pentru a-și rezolva lucrurile astea. Asta îl duce la dezvoltare. Așa că mama ideală nu e mama perfectă, ea e suficient de bună. Vai, Angie, mulțumesc! Cam atâta despre părinți. Deci, da, mulțumesc. Nu mai e despre examene, este despre mamele care nu sunt perfecte. Știu ce zici. Și mă bucur să aflu că frustrările pe care le creez copilului meu îl vor face să devină un om mai bun. Și cred că și frustrările pe care le creez elevilor mei îi vor face pe ei să devină niște specialiști mai buni, nu? Asta e ideea. Eu asta am înțeles. Clar, clar. Deci trebuie să lăsăm un pic frustrarea să lucreze acolo, că prinde bine câteodată. Nu mi-amintesc că atâta vreau să vă mai spun. Nu mi-amintesc dacă v-am zis cu tăierea gândurilor. Că e un exercițiu care ar fi bine să-l faceți în perioada asta, în ultimele zile, pentru că e ceva care tot la fel îl puteți face în câteva minute, repetați-l de câteva ori pe zi și vedeți cum mintea începe să lucreze în direcția singură automat pe urmă. Și anume, când aveți gânduri care nu vă ajută, da? Un gând care nu te ajută e un gând care îți creează disconfort, care te încurcă, care îți cade încrederea în tine sau te face să te simți, nu știu, ori neîncrezător în tine, ori teamă, oriceva e genul ăsta. Deci învățați să vă, inițial ar fi mai simplu dacă luați o hârtie și notați-vă pe scurt gândurile și pe urmă le împărțiți pe trei categorii: utile, neutre și dăunătoare. Alea dăunătoare, subliniați-le, uitați-vă la ele și gândiți-vă că ele nu sunt realitatea, nu sunt decât un gând disfuncțional automat. E ca un rebut, ca un lucru stricat, ca atunci când iei niște căpșuni, o parte dintre ei îi dai la o parte, sunt stricați. Faceți întâi înscris și pe urmă mental. Identificați gândurile astea dăunătoare și scoateți-le în afară, pentru că nu sunt vocea realității, cum par.
nu sunt decât o temere și o iluzie care ajunge să vă facă rău. Învățați să vă faceți ordine, ca și cum v-ați face curățenie într-un sertar. Asta e de păstrat, asta îmi place mult, asta îmi folosește, îmi place mult, astea sunt neutre, nu le arunc, le las, le mai port în casă, astea vreau să scap de ele. Și dați-le la o parte repetitiv și veți vedea că ușor, ușor, mintea este antrenată să înlăture gândurile inutile care fac rău. Merită încercat. Chiar merită. Acum comunicam un pic cu fetele și ne gândeam așa că mai avem și noi întrebări, mai sunt și întrebări pe care le-am primit de la cei care ne privesc și la care n-am apucat să răspundem. Și singura soluție, Angie, mi se pare că trebuie să fie să ne mai vedem o dată. Aole. Cândva, în viitorul apropiat, poate cu alte eleve, sau poate o să ne întâlnim tot cu ele și o să ne spună ce provocări întâlnesc în viața de student. Dar neapărat trebuie să mai facem o întâlnire, că mai sunt multe, multe lucruri de zis. Și eu cred că prezentarea aia de la început nu a fost deloc exagerată. A fost foarte interesantă discuția cu tine. Ai început amabil, închei amabil, îmi place, mai vin sigur. E o promisiune. Vă mulțumim teribil că ați fost lângă noi și voi cei care ne-ați privit. Angie mai ales pentru că ne-a spus câteva lucruri foarte utile și utile pentru toată lumea și pentru elevi și pentru părinți și pentru profesori, dar pentru noi în general ca oameni. Ceea ce ne spuneai tu, tehnicile astea pot fi aplicate nu doar la examene, cu toții ne întâlnim cu momente tensionate, cu momente de anxietate pe care trebuie să le gestionăm, nu se vor termina niciodată, pot să apară în viața de familie sau la slujbă sau oriunde. În orice context, astea sunt tehnici generale din psihoterapie, din diferite școli, le-am adunat, recunosc că le-am adunat pe cele ușor de aplicat, rapid, care au un efect rapid, că sunt multe alte tehnici care sunt cu bătaie lungă. Gândindu-mă că mai sunt câteva zile, am încercat să găsesc ceva care funcționează repede, repede. Exact. La asta mă gândeam că ar fi bine să facem, eventual, să avem o întâlnire și la începutul unui an școlar, pentru ca elevii și profesorii și părinții să știe ce au de făcut pe parcursul acelui an. Ce am avut noi acum a fost un soi de intervenție de urgență, ca să știm... În criză, cum îi zicem, intervenție în criză. Da. Bun, exact. Pentru începutul anului, ce cred eu că ar fi foarte important, este să creeze o mentalitate, un mindset cu care să se meargă pas cu pas maratonul ăsta, pentru că lucrurile se așează mult mai frumos. Nu orice se poate face bun pe noi în grabă. E drept, da. Unele lucruri poți improvisa, dar au un impact limitat. În regulă. Mulțumim, bun. Mulțumim mult. Mulțumim, și eu vă mulțumesc. Și îi mulțumim și lui Cosmin, care a fost aici și ne-a susținut tehnic și moral. La revedere și abia aștept să ne reîntâlnim la următoarea întâlnire Minded, ca să punem mintea la treabă. Seară bună tuturor! Seară bună!